Potrivit SCR AJS, cei afectați de această măsură sunt constanțenii care locuiesc în zona compozitorilor Baba Novac, din perimetrul delimitat de străzile Ion Vidu, Constantin Bobescu, Mihail Jora, Eduard Candela. SCR AJS își cere scuze față de cei afectați de aceste lucrări și a anunțat că va face tot ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Totodată, reprezentanții Raja roagă toți abonații afectați de lucrări să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.